Valul 4 de COVID se pare că a ajuns și în România, pentru că vedem în fiecare zi cum crește numărul noilor infectări. Astăzi au fost 408 persoane confirmate cu COVID-19 în România. Este cel mai mare număr de infectați din luna mai și până astăzi. 108 persoane se află la terapie intensivă în stare gravă. Despre creșterea, care este din ce în ce mai mare, discut chiar acum cu medicul epidemiolog Octavian Jurma. Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Domnule Jurma, este foarte clar că am început sau suntem la început de val 4, așa cum chiar și dumneavoastră ați spus acum câteva săptămâni că este inevitabil ca acest lucru să se întâmple. La ce ne putem aștepta în următoarele săptămâni? Da, valul 4 e la început, mai degrabă la început de atenție al autorităților, mai ales suntem în a cincea săptămână de creștere accelerată și pandemia evoluează foarte predictibil conform așteptărilor pe care le avem de la tulpina Delta, astfel încât săptămâna aceasta a fost chiar un pic mai agresiv decât m-am așteptat. Spre exemplu, mă așteptam să ne apropiem de 400 săptămâna aceasta, dar nu să depășim. Săptămâna viitoare vom depăși cu siguranță pragul de 500 de cazuri și până la sfârșitul lunii pe cel de 1000 de cazuri pe zi. În acest context, problema cea mai mare o reprezintă numărul de internări în spitale și mai ales a cazurilor grave care necesită ATI și al decestelor. Decesele, după cum știm, nu avem cum să știm dacă se raportează corect. În continuare, nu există nicio problemă dacă se vor raporta peste câteva luni decesele de care se înregistrează în aceste zile. Deci ne focalizăm pe internări și pe internările la ATI. Internetul ATI, din păcate, crește într-un ritm mai accelerat decât ne așteptam, deci nu vedem acea decuplare de curba de infectări pe care am văzut-o în țările cu o rată mare de vaccinare. Ci vedem aproape dublarea numărului de persoane. Exact. Deci, în mod normal, dublarea numărului de cazuri într-o țară vaccinată, cum a fost Marea Britanie, cu 65% vaccinare, sau în Statele Unite, n-a fost însoțită de o creștere la fel de accelerată a cazurilor la ATI. La noi vedem că nu se întâmplă acest lucru și aceste curbe rămân cuplate, ceea ce e un mare semn de îngrijorare. Având în vedere tulpina Delta și rata de transmisibilitate, pentru că se discută că se transmite cam la fel ca virusul, de exemplu, de varicelă, adică este foarte, foarte infecțioasă, faptul că nu suntem vaccinați, cum credeți că vom fi în început de octombrie, început de noiembrie și la terapie intensivă? Pentru că acum vedem avem peste 100 de persoane. Capacitatea noastră este undeva la 1600. Există vreun risc să depășim? Nu, în luna septembrie nu există acest risc. După calculele mele, rata de internare în spitale va ajunge în jur de 1500, între 1500 și 2000 de cazuri internate în spital în preajma deschiderii școlilor, iar numărul de internări la ATI va rămâne între 300 și 350 în aceeași perioadă. Deci știm că aceste numere nu vor îngrijora autoritățile, evident, ele sunt foarte îngrijorătoare pentru orice țară care se uită la asemenea măsuri, însă probabil că abia în octombrie vom vedea oarecare panică în rândul autorităților. Și mai avem o ciudățenie. Astăzi au scăzut numărul de cazuri de internați în spital cu 80, adică o scădere foarte bruscă cu aproape 10% numărului de internați în spitale, care lucru care nu ni s-a explicat de ce. Deci, în continuare, îngrijorarea rămâne ridicată, însă în septembrie nu cred că vom vedea nicio măsură din punct de vedere politic, chiar dacă cu siguranță în București și în Ilfov incidența va depăși 1 la 1000 înainte de deschiderea școlilor și poate chiar 1,5 la 1000. Deci școlile s-ar putea să nu se poată deschide în scenariu complet verde decât dacă se fac amendări la regulile curente.